Anual sunt diagnosticate milioane de cazuri noi de cancer de piele în lume. Organizația Mondială a Sănătății a clasificat radiația ultravioletă solară drept o substanță cauzatoare de cancer. Am invitat-o pe doamna dr. Cristina Beiu, medic specialist dermatolog la Spitalul Elias și asistent universitar la disciplina dermatologie oncologică din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, să discutăm despre melanom. S-a demonstrat în momentul de față cu certitudine că expunerea excesivă la soare poate cauza cancer. De ce întreb acest lucru? Pentru că încă sunt destui sceptici în această privință. Da, nu există nicio urmă de îndoială că expunerea la radiațiile solare este principalul factor de risc pentru dezvoltarea melanomului și a tuturor cancerilor de piele în general. Cu siguranță contează tipul de fotoexpunere. Melanomul se asociază mai degrabă cu o expunere intermitentă, intensă, practic ceea ce facem, ce facem cei care muncim în interior tot anul, da, la birou, și apoi mergem într-o vacanță sau două în zone însorite și vrem să luăm tot soarele, practic stăm de dimineață până seara. Da, și există riscul foarte mare să ne ardem. Da? Practic, melanomul se asociază foarte mult cu arsurile solare, atât la vârsta adultă, cât mai ales la vârsta copilăriei. De aceea este foarte important să protejăm copiii, pentru că arsurile din copilărie, am spus, cresc foarte mult riscul de melanom la vârsta adultă. Și avem apoi și celălalt tip de fotoexpunere, fotoexpunerea cronică, cumulativă, cum se întâmplă în cazul celor care lucrează în construcții, în agricultură, care se expun cronic foarte mulți ani și undeva după vârsta de 40-50 de ani resimt această expunere, dar aceea fac mai degrabă carcinoame cutanate sau epitelioamele, mai spunem noi, e vorba de carcinomul bazocelular și spinocelular. Spuneați dumneavoastră că milioane de noi cazuri de cancer sunt diagnosticate anual, ne spune Organizația Mondială a Sănătății, da, această pondere foarte mare este dată de carcinomul bazocelular. Da? De fapt, o treime din cancerele diagnosticate la nivel global sunt cancere de piele, sunt carcinome bazocelulare. Partea bună la carcinomul bazocelular este că acesta nu metastazează, deci practic nu conduce la decesul pacientului, el trebuie rezolvat chirurgical pentru că are efect distructiv local, duce la mutilarea pacientului, deci sapă foarte mult în adâncime, distruge toate structurile care ies în cale și atunci de aceea este foarte important să le extirpăm chirurgical. Carcinomul spinocelular este un pic mai invaziv și melanomul este într-adevăr cel mai rar tip de cancer cutanat, dar cel mai agresiv, responsabil pentru cele mai multe decese cauzate prin cancer. Există totuși și persoane care nu stau la soare și fac un tip de cancer de piele. Care este explicația? Explicația spune eu că în primul și în primul rând trebuie să discutăm amănunțit cu pacienții să vedem ce înseamnă nu stau la soare. Pentru că ei înțeleg foarte diferit această noțiune. Există pacienți care, de exemplu în cazul melanomului, da, nu stau acum la soare la vârsta adultă, dar spuneam noi au stat în copilărie și atunci au un risc crescut. Există pacienți care prin faptul că nu merg la plajă înțeleg că nu stau la soare. Dar nu este adevărat, soarele nu este numai pe plajă, da? Deci trebuie să ne protejăm de soare în viața de zi cu zi, mai ales în alotimpul însorit. Există și pacienți care spun eu nu stau la soare, merg o dată de două ori pe an la solar, da? Ca să-mi pregătesc pielea pentru anotimpul cald, dar eu nu stau la soare și solarul este mult mai periculos decât expunerea la radiațiile ultraviolete. Deci, în primul trebuie să verificăm exact ce înseamnă nu stau la soare și când vorbim despre melanom, categoric contează mutațiile genetice ereditare, dar să știți că doar între 5 și 10% din pacienții cu melanom au un melanom în familie. Melanom familial este rar totuși, da? Vedem 50%. Și atunci ar fi poate indicat să testăm genetic membrii familiei, membrii unei familii în care nu au făcut melanom, dar au în familie acea regulă de 3, da? 3 melanoame la un singur pacient sau 3 melanoame într-o familie. Și la aceea, da, s-ar preta o testare genetică, deși în momentul în care ai într-o familie melanom, știi clar că ai un risc de melanom, vei afla că
probabil ai acele mutații. Cel mai important la acești pacienți, care cu melanom familial, este să știe că au jumătate din ei au un risc destul de crescut de a dezvolta și alte cancere. Cancer de sân, cancer de rinichi, cancer de pancreas. Și este bine să fii atent la screening-ul pentru aceste cancere. Și invers, înțeleg că dacă ai un alt tip de cancer, poți dacă face și melanom. Exact, și mai ales dacă ai trei alte cancere într-o familie, iarăși se alătură acelei reguli de trei. Ați spus de trei melanoame la un singur pacient. Pacient, cum vine asta? Este simplu. Un singur pacient face trei melanoame. Am avut și pacienți care au venit concomitent cu trei melanoame sau pacienți care au dezvoltat trei melanoame. Da, se poate. Trei melanoame distincte pe piele, da? Deci nu vorbim de un melanom și o metastază a acelui melanom. Vorbim de trei melanoame de novo distincte. În ce măsură metastazează și care este prognosticul în acest caz? Melanomul are un potențial foarte înalt de metastazare pe toate căile, da? Cale limfatică, cale hematogenă, eludează foarte, foarte eficient sistemul imun. Este rezistent la terapiile clasice, da, antineoplastice, cum ar fi chimioterapia, radioterapia. Este foarte greu de spus care este prognosticul astăzi în România al unui pacient cu melanom metastatic. Cu siguranță că fiecare stadiu al melanomului știm din ghiduri că se asociază cu o estimare de prognostic, cu o rată de supraviețuire la 5 ani. Aceea este cifra respectivă, nu este foarte fericită în stadiul 4, stadiul metastatic. Este adevărat, e foarte delicat, dar aș vrea să insist aici că toți pacienții asta întreabă ce prognostic au. Aș vrea să insist aici că sunt doar cifre, sunt doar estimări, da? Sunt doar statistici și că fiecare pacient are toate șansele. Avem în România acces la terapii inovatoare, imunoterapia și terapia moleculară țintită asupra anumitor mutații genetice din melanom. Sunt terapii care au schimbat cursul vieții pacienților cu melanom metastatic, dar nu sunt terapii curative. Da? Sunt terapii care doar prelungesc viața și ce este cel mai important de reținut, nu există niciun motiv să ajungem acolo. Melanomul este accesibil ochiului liber. Pacienții îl văd, membrii familiei îl văd. Trebuie doar să acționăm. Nu avem nevoie de mamografie, ca în cazul cancerului de sân. Nu avem nevoie de teste de sânge scumpe sau de investigații imagistice complexe. Trebuie doar să acționăm, pentru că este atât de frustrant, atât pentru pacient cât și pentru medic, când avem diagnosticul de melanom avansat și ei știu că l-au văzut, dar nu au venit la medic. Da? Deci nu trebuie să inducem panică sau să alarmăm populația, trebuie doar să informăm, să știe că atunci când este diagnosticat în stadiul incipient, în stadiul cel mai tratabil, melanomul simplă excisie chirurgicală este de ajuns, este curativă. În schimb, în stadiul avansat, poate fi fatal. Rata de mortalitate în România este diferită față de cea din Europa în momentul de față, având în vedere că avem și noi terapiile noi? Rata de mortalitate în România este extrem de greu să o știm, pentru că noi actualmente în România, din păcate, nu avem registru național de melanom de calitate, de mare acoperire, un registru care să colecteze, să analizeze și să raporteze sistematic datele despre pacienții cu melanom din România. Acest registru se află în lucru, sperăm să fie gata cât mai repede. Dacă ar fi să ne luăm după informațiile date de către Sistemul European de Informare cu privire la cancer, România ar avea o rată de undeva la 7,9 la 100.000 de locuitori. Deci, practic, cea mai mică rată de incidență a melanomului în Europa. Ar fi extraordinar să fie așa, cu siguranță. Sunt probleme de înregistrare și de raportare acolo, da? Numai dacă ne uităm la vecinii noștri, dacă ne uităm la Ungaria. Ei au, practic, populația din Ungaria are factori de risc asemănător, da? Fenotip, genotip asemănător, condițiile de viață sunt asemănătoare, da? Altitudine, latitudine. Și atunci, și ei au o rată de 3 ori mai mare, de cel puțin 3 ori mai mare. Și atunci este clar că la baza acestei diferențe stă lipsa acestui registru de melanom, practic lipsa de înregistrare și de raportare a cazurilor și, bineînțeles, și diferențe legate de diagnostic și tratament. Și rata de mortalitate cât ar fi? Rata de mortalitate, din acei 7,9% de locuitori, au murit o treime. Da? Deci, este, din păcate, nu avem date pe care chiar să ne putem baza.
Mai degrabă ar trebui să ne uităm că în Europa sunt peste 20.000 de decese anual și că cele mai multe decese se înregistrează în Europa Centrală și de Est, da? Că deși incidența este mai mică față de Europa de Vest și de Nord, totuși aici se înregistrează tumori mult mai groase, în stadiu mult mai avansat. Deci este clar că e o problemă aici în ceea ce privește educarea populației, în ceea ce privește depistarea precoce și că e clar că trebuie să intensificăm eforturile în această direcție.